să ne conectăm pe Insta, Facebook și Twitter. Yeah. Europa FM. Conectați pe Facebook, pentru că începe rațiunea zilei. Salut, Cătălin! Salutare! Hai, povestește la oameni ce ai făcut. Ce-am făcut? Ce-ai făcut tu astăzi? N-am făcut nimic, n-am nimic de spus. Aia, că n-ai făcut nimic, dar ce trebuia să faci? Să vin cu autobuzul. Să vină cu autobuzul. Da, nu, intru în grevă, nu mai... Știi cum arată autobuzele astea, nu? Bineînțeles. Sunt albastre, sunt mari, nu știu. Am descoperit și o aplicație cu care pot să plătesc biletul. Da. Dar nu mai am și eu pragul meu. La, uite, la 9.40 motorina renunț. Da, de ce? Tu ai motorină? Da. Ai, săracul de tine... Hai că la mine încă mai merge cu... La voi la ce sunteți? La 8.44 am pus ultima 8.44, dată, cred. Da. Asta că o să ne ajungeți în curând. Imediat, dă o răsuflare, da. Da, l-am văzut pe domnul Ciolacu în dimineața asta. Da, hotărât. Pledând cauza noastră și sunt foarte curios ce o să se întâmple. Acum că de vorbe sunt sătul oricum și eu și probabil cei care ne ascultă. Nu e imposibil să pun o plafonare a prețului la benzină, deci nu e... Cum să zic, nu e o măsură imposibilă, adică are pârghii legale, dar importante sunt consecințele după asta și putem să calculăm așa. Hai să facem vreo două lucruri. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Domnul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a venit în dimineața asta și a spus pe fondul negocierilor privind codul fiscal că e necesară o plafonare a prețului benzinei, că e foarte sus și că e foarte greu pentru foarte mulți oameni. Eu nu-l cred până la capăt, dar hai să vedem cum vor proceda. Eu cred că a introdus chestiunea asta în negocierile legate de codul fiscal, dar să trecem mai departe, dincolo de tactica politică. O să discutăm și mâine la România în direct să vedem care e posibilitatea de a face asta. Deci cadrul legal există, da? Adică există o lege a concurenței care zice așa, domnule, dacă vrei să plafonezi un preț la ceva, poți să o faci pe un interval limitat de 6 luni, plus încă 3, plus încă 3, câtă vreme trece situația de criză care a generat acest lucru. Deci mâine, dacă ar veni, au cadrul legal să plafoneze prețul benzinei. Cât și cum să-l plafoneze și ce înseamnă plafonarea asta, nu știm, că de aici încep mecanismele, că pot să fie mai multe tipuri de plafonare. Poate să fie o plafonare la un anumit preț pe care îl calculează. El a zis 6 lei. Din câte mi-aduc aminte, cam asta a fost. Asta nu înseamnă plafonare, asta înseamnă scădere. Adică oamenii trebuie să coboare de la 8 lei cât e acum, să zicem, benzina, la 6 lei. E deja o pagubă de 2 lei. Cine o acoperă? E prima întrebare. Adică asta e. Poți să te gândești la o plafonare, nu știu, hai să zicem la 7 lei, la 8 lei, undeva pe aici sau ce vrea să-l facă ca în Ungaria. În fine. Hai să zicem că ar face asta. Întrebarea este de unde plătești diferența, da? Pentru că rafinăriile, importatorii, vânzătorii, ei aduc benzină și motorină la un preț care nu e plafonat. Că nu-l produci plafonat. Petrolul, când vine el, o parte se face la noi, o parte se face în alte părți. Deci firmele astea au și ele o balanță comercială. Ungaria a dat niște bani, dar nu a acoperit toată suma, au dat vreo 40 de eurocenți, dacă nu mă înșel eu, ca să acopere o parte din pierderea asta. Deci guvernul plătește o parte din bani. În Ungaria, nu de ajuns, pierderile s-au dus în cârca companiilor care fac acolo comerț cu benzină. Compania mare MOL de la ei și-a acoperit o parte din pierderi pe piețele astea la alte, adică în România, Slovacia, unde mai funcționează ei. De-al minter, vedeți că la compania asta benzina e ceva mai scumpă decât în restul pieței, pentru că au de acoperit propria lor piață. Cei mari rezistă, adică să mai poți juca cu chestiunea asta. Cei mai mici dintre benzinarii din Ungaria însă au trebuit să închidă unii dintre ei, pentru că ei nu au unde să joace marjele astea, mai ales dacă vând numai pe piața internă. Și de asemenea au mai apărut cazuri în care benzina la unguri a dispărut. Am mai povestit asta la România în direct, mai ales la benzinăriile mici, care n-au mai putut să facă stocuri și atunci pe acolo s-a mai produs penurie. Și că avem tendința asta, nu știu, iartă-mă dacă greșesc, dar avem tendința să ne uităm prea mult la unguri, știi? Și să spunem, să le cântăm prohodul de foarte mult timp, că nu merge aia, că stai să vezi și o să pățească, stai să vezi și o să întâmple și bă, că nu pățesc nimic. Și au reușit nu numai cu plafonarea prețului la combustibil, au reușit și cu plafonarea dobânzilor la credite.
chiar a prelungit la ultima ședință guvernul. E o taxă pusă pe bănci cu ceva timp în urmă, care a funcționat. Și se pare că funcționează lucrurile, aia mă miră, da, știi? Adică... Sigur, și comunismul a funcționat, până când a căzut. Până când a căzut, da. Pe exact despre asta. Dar eu nu-i aud pe unguri să se plângă ce rău o duc. Nu, noi nu-i auzim de aici, dar nici nu trăim cu capul acolo, că nu știm. Sunt vecinii noștri, da. Până una alta, noi mergem să alimentăm acolo, nu vine la noi, știi? Da, noi nu mai alimentăm acolo, că nu mai e voie. Că nu ne mai dau voie, da. Nu mai e voie pentru că nu mai e benzină. Adică n-am văzut vreun ungur să vină să cumpere, nu știu, ulei, pâine, zahăr de au la noi. Au venit și în perioadele în care au avut probleme, veneau la noi. Nu e aici, când ai trafic mic, e o chestiune care se rezolvă pe loc acolo, dar nu era e doar un comentariu. Nu era absolut relevant, nu că comentariul tău este binevenit, nu despre asta e vorba. Cert este că lucrurile astea produc consecințe. Cei care trăiesc acolo le văd mult mai bine decât noi. Adică afacerile unor oameni au fost distruse de această măsură, ceea ce s-a întâmplat și în România. Și au suficienți bani totuși să vină să investească în sport, în sportul din România, la echipele lor. Guvernamentale, da. Păi uite că au bani în continuare să investească și să aibă grijă de cetățenii lor. Cum or face? Adică, nu știu cum or face, au alte... mijloace, ca să zic așa, au taxe mai mari în unele zone și poate își permit să piardă niște bani în mod electoral. Ama nu este, Ungaria nu e o lumină din punct de vedere economic și sunt curios cât pot să mai țină chestiunea asta, pentru că... Adică nu raportează cum raportăm noi creșterea de 6% a economiei sau cum? Da. Eu sunt convins că ei trăiesc mai bine ca noi, din toate punctele de vedere. Bă, asta e chiar relativ. Și fără reducerile astea din ultima perioadă. Asta e relativ. Nu știu ce înseamnă dacă trăiesc mai bine. Cred că în multe orașe din România ai condiții bune de trai. Da, nu știu dacă salariile lor sunt mai mari, pe poziții echivalente. Mi-e greu să calculez acum. Știu foarte mulți români care lucrează acolo, nu invers. Că știu limba asta, sunt maghiar, român, și maghiar. Și câștigă mai bine acolo decât ar câștiga în România, dar... Da. Nu, eu nu am deviat de la subiectul. Eu nu cred în acest, cum să zic, miracol economic, pentru că dacă el ar exista, l-ar practica toată lumea. Sunt singurii care au plafonat și pe țară. Și Slovacia, dar Slovacia mai plafonează o lună, mai dă drumul încă două luni. Deci și poate și acolo. Și tot așa. Se poate, dar se poate cu niște consecințe. Oricând te gândești la consecințe, ele sunt rele pentru niște oameni. Ce care ar fi consecințele astea? Nu se mai construiesc două autostrăzi, se face doar una în România, nu? Sau nu se mai construiesc 5 spitale, se fac doar 4? Nu, prin niște oameni își vor pierde locul de muncă, adică e simplu. Adică și lor va trebui să le explici de ce nu muncesc. Că noi ne gândim doar la bucățica noastră când punem acolo. Dar când ai o afacere în care vinzi benzină și afacerea ta nu mai există, știi că statul maghiar este, statul ungar este dat în judecată la Bruxelles de către benzinarii independenți, care nu mai au afacerile astea. Oamenii aia din aia trăiesc. Da, eu mă gândeam să reducă statul taxele, nu neapărat să bage mâna în buzunarul benzinarilor. Statul... Da, poți să mai reducă. Pentru că suntem sătui. Uite că iau o grămadă de bani din faza asta, da? De la benzină, de la motorină și ce fac cu bani? Nu e chiar, că sunt adunați vreo 3 lei acolo, cam vreo 40% din preț și la oamenii ăștia la alții rămâne cam 60% din preț la benzinari, dar profitul pe un litru de benzină în România este de 10 bani. Adică și pe ăștia trebuie să-i lași să trăiască cumva. 10 bani nu e un profit foarte mare. Nu e un profit. Te referi la profitul cui acum? Companiei, da. 10 bani este profitul companiei. Și ne-am uitat și la ce profit au făcut la finalul anului 2021? Vinz. Vorba de 10 bani? Da, da. 7,4 miliarde de lei au intrat în bugetul statului din România. Este contribuția pe impozit pe venit. Eu sunt foarte curios, o să zic că specialiștii pe care o să-i aduci mâine la România în direct și o să ascult cu foarte mare atenție, pentru că înțeleg că o să abordez din nou subiectul. Da, da, da. O să vină profesorul de economie, Cristian Năsulea, care a și făcut un studiu pe chestiunea asta. Nu o să-ți placă ce zici în studiul lui. Nu se poate. Aia o să zic, că ce auzim în România de la oricine. Nu se poate. Nu se poate, da. Nu se poate, dar cu niște consecințe, că nu există să nu dai banii. Adică, nu există. N-ai cum. Deci, nu e... Mi-ar plăcea ca acele consecințe să se vadă în calitatea vieții noastre, da? Nu scădem prețul la carburanți, dar din banii aia mulți care vin la stat,
facem transportul în comun. Sau nu știu. Nu facem nimic, să plătim salarii. Nu să plătim pensii speciale și nu să plătim... Da, asta mi-ar plăcea, asta știi? E o altă discuție. Dacă nu reușim să facem asta, hai măcar să plafonăm prețul sau să mai scădem din chibirul de la stat. Dar nu e o problemă, că îl plafonăm, ăsta e cel mai ușor lucru din lume. Pasul 2 e. Cine plătește diferența? Statul, care bani. Păi nu mai are, că nu mai are de unde să ia la preț plafon. Lăsați, să nu îl plângem. De dacă ia la 6 lei unde vrei tu să-l plafoneze și acciza este mai mică. Am depășit foarte mult timpul, dar cred că aș mai sta o oră să te întreb. Dar o să ascult cu mâine, cu atenție, și o să aflu că nu se poate face nimic. Te rog. Mulțumesc, Cătălin. O zi bună.